listă, nu se știe. Candidată independentă. De parcă bun. Un candidat membru al unui partid politic ar fi un primar, un ales prost. Dar și Claus Iohannis este. A recunoscut că poate fi un președinte sau o președintă. Povestea asta, cu independentul nu face întotdeauna bine. Poate să facă uneori bine, dar nu întotdeauna. Pentru că se aruncă o anatemă pe partidele politice de care nu sunt întotdeauna vinovate. Și asta îi va determina pe foarte mulți oameni responsabili, serioși, care au dat dovadă de o mulțime de lucruri, de responsabilitate, dacă vreți, și au făcut o mulțime de lucruri bune acolo, în domeniile de unde provin ei, care nu o să vrea să intre în politică. Pentru că toată lumea zice, a, nu, de ce să fii în politică? Mai bine să fii independent sau mai bine să stai acasă și să-i lași pe alții să facă politică. Un argument, o secundă, Cătălina, un argument în plus la ce spunea doamna Șandru este acela că lista coaliției pentru europarlamentare, am văzut anunț public, da? Au anunțat cei doi lideri ai coaliției. Va fi deschisă de o candidată independentă. Zic. Unde te uiți, un independent? Adică, de parcă dacă a fost o doamnă, o candidată într-un partid politic, n-ar putea să fie un bun europarlamentar. Vrei și noastră să fiți candidat independent? Mă gândeam acum, doamnă, eu fac parte asumat dintr-un partid.